chiar nu e nimic de declarat. Mulțumesc. Concret, dacă îmi spuneți, vă răspund, dar așa, vis-a-vis de analiză, chiar nu pot să vă spun nimic. Bine, concret, jucătorii străini încă probabil se adaptează și ați avut de asemenea mulți jucători care au debutat. Am avut foarte mulți jucători care, să zicem, că nu știau ce... În afară deja Toba, nu știu să fie avut un alt jucător străin care... Marea majoritate sunt jucători, fie români, fie jucători care au jucat și anul trecut cu noi. Au stat cu noi și anul trecut. Dar v-am spus, așteptam altceva, cu totul altceva. Aveți mulți jucători totuși tineri? Mulți dintre ei au debutat în prima ligă, dacă nu mă înșel astăzi. Poate să fie și asta o cauză. Probabil că unii au debutat în prima ligă, nu neapărat că sunt tineri. Sunt jucători care au ani în spate suficient, în așa fel încât fotbalul nu e diferit. Fotbalul nu e diferit la Liga 3-a de Liga 1-a sau Liga 2-a de... Da, e diferit din anumite puncte de vedere. Dar în rest, tot atitudine trebuie să ai, tot trebuie să te miști, să știi, să deschizi unghiul de joc, să pasezi, să ai încredere în tine, să ai... Sunt o echipă pregătită, pentru asta răspund fără niciun fel de problemă. Dar în teren nu arătăm. Blocajul ăsta mental pe care l-am suferit astăzi ne-a arătat că suntem mititei. Și când ești mititel, greu să... Puțin... Deci sperăm să ne trezim, pentru că le-am spus și după joc, atât le-am spus, a început campionatul în prima ligă. Trebuie să ne debarasăm de haina ligii a doua, pentru că am depășit nivelul ăla, suntem în prima ligă și cine nu poate să ducă, știu eu, trena la prima ligă, e greu să reziste. Puțin dezamăgit și de faptul că jucătorii pe care i-ați introdus pe parcurs poate n-au făcut diferența sau nu atât de mult Nu așteptam. Eu am așteptat foarte mult de la jucătorii pe care i-am introdus la început. În rest, sigur, chiar și cei care au intrat de pe margine, așteptam, normal, că sunt jucătorii noștri, nu avem neapărat titulari și rezerve, e început de campionat, încă n-am făcut o echipă care să spunem că e bătută în cuie, așteptam atitudine, așteptam altceva. Nu s-a întâmplat asta, dar am spus, nu facem o tragedie. Am pierdut împotriva unei echipe experimentate, fără să mă impresioneze, doar experiență superioară, dar victorie meritată, speculativă. Nici n-au tras la poartă, să spunem, foarte periculoși, ne-au dat 2 goluri. O ultimă întrebare, mai vin jucători la echipa dumneavoastră? Dumneavoastră trebuie să spuneți. Este obligatoriu, pentru că am arătat astăzi că avem nevoie de calitate, avem nevoie de experiență și avem nevoie de personalitate. Astea sunt 3 cuvinte care îmi trebuie să lipsească din bagajul unui jucător care vrea să joace în prima ligă. Mulțumesc! Multă plăcere!